Pentru a marca împlinirea unui an de la înființarea Centrului Olimpic de Handbal au fost programate mai multe meciuri, precum și întâlniri cu sportivi și cu părinții acestora. A trecut un an, parcherea a fost, așa cum au apărut și titluri în ziarele locale și centrale, un vis împlinit, un vis al nostru, al băimărenilor, al pălmașilor și a toți slujitorii și pasionații de sport, de handbal, în special, cum îți la Baia Mare nu prea găsești. Deci, după câțiva zeci de ani în care ne-am dorit treaba aceasta, fiindcă ne-am dorit-o încă de la înființarea claselor, programul special de handbal, s-a împlinit treaba aceasta. Ne bucurăm cu toții că reușim să, cu lipsă de modestie o spun, să punem ceva în plus în ceea ce privește organizarea și instruirea viitoarelor performere pentru handbalul românesc. Până acum 6 fete au fost selecționate în lotul național de cadete. Și suntem bucuroși că 6, reține 6, 6, aproape jumătate, au fost chemate la aceste pregătiri centralizate. De asemenea, dacă o luăm tot ca un rezultat, grupul compact de jucătoare care compune echipa CS2 Baia Mare de junioare 3, este vicecampionă națională, a pierdut finala cu Bucureștiul, care e joacă de ani de zile, dar ne bucură că în semifinală am câștigat. La sfârșitul lunii noiembrie, toți antrenorii coordonatori ai centrelor se vor întâlni la Izvorani, unde se va discuta despre instruirea unitară.